Chiriachi din Nicomedia s-a născut într-o familie creștină evlavioasă și înstărită, din părinții Dorotei și Eusebia. Aceștia i-au dat numele Chiriachi singurei lor fetițe pentru că se născuse Duminica, iar în limba greacă Chiriachi înseamnă Duminică. Pentru că tânăra Chiriachi era foarte frumoasă și provenea și dintr-o familie bogată, un magistrat local a dorit să o logodească cu fiul său. A cerut-o părinților săi, însă Dorotei și Eusebia i-au explicat că Chiriachi își dedicase viața și fecioria lui Hristos dorind să trăiască în astfel de nevoință întreaga viață. Înfuriat, magistratul a făcut public faptul că părinții fetei erau creștini. Vrând să le facă rău, au mințit spunând că aceștia au badjocorit statuile zeilor necinstindu-i și au refuzat să le aducă jertfe. Toate acestea se întâmplau în timpul domniei lui Dioclețian, un împărat roman vestit pentru ura sa împotriva iubitorilor de Hristos. și Eusebia, după ce au fost torturați, au fost despărțiți de fica lor și trimiși în temnița din Melitene, Chiriachii a fost trimisă de Dioclețian la ginerile și coregentul său, Maximian din Nicomidia. Acesta, văzând tinerețea și frumusețea fecioarei, a sfătuit-o să nu își irosească viața și să se lepede de Hristos. I s-au promis, în cazul în care se va lepăda, viața liniștită și bunăstare. Chiriachii a fost curajoasă, i-a spus împăratului că nimeni și nimic nu o vor putea determina să se despartă de dragostea inimii sale, Hristos Domnul. Pentru acest răspuns îndrăzneț a fost torturată și intimnițată multă vreme însă credința și voința sa nu au putut fi nici clintite, nici frânte. În cele din urmă, înțelegând faptul că suferința trupului și amenințările nu pot determina Sfânta Fecioară să renunțe la credința sa, a fost hotărâtă omorârea sa prin decapitare. Înainte de a fi omorâtă, i s-a îngăduit să rostească o ultimă rugăciune. A cerut Dumnezeului Ceresc să-i primească sufletul său în ceruri și s-a rugat și pentru cei care au învrednicit-o de slăvita cununa martiriului. Chiar înainte de a-i se tăia capul, sufletul său a plecat la Domnul. Creștinii au luat Sfântul Său trup și l-au pus cu evlavie într-un locales. Creștinii din România au bucuria de se putea închina unui fragment din Sfintele Să Le în orașul Huși. Ele se află astăzi în Catedrala Episcopală, fiind aduse la Huș încă din anul 1787. Putem învăța de la Sfânta Chiriachii statornicia credinței, viața al cărei singur sens este Hristos, ordonarea priorităților în viață și multe alte lucruri. La fel, pilda acestei Sfinte Fecioare ne determine să ne punem întrebarea care ne dă măsura vieții fiecăruia dintre noi. Avem noi oare ceva în viața noastră pentru care merită să și murim?